Deci nu au reușit să îl vadă pe criminalul care a ucis un om și l-a rănit pe Donald Trump, serviciul secret american, și acum descoperă comploturii făcute de Iran. Eu cred că sunt chestiuni de presă mai degrabă decât reale. Apoi mă îndoiesc că Iranul are capacitatea să facă așa ceva pe teritoriul american. Măcar din punctul ăsta de vedere mai este și Homeland Security, nu doar Secret Service, ca să nu vadă un trăgător să-l aibă în lunetă 3 minute și să nu dea ordinul de trage. Deci chestiunea că Iranul omoară pe Donald Trump, mie nu mi se pare credibilă. În schimb, mi este foarte teamă că dacă atentatul acesta nu a reușit, până pe 5 noiembrie, s-ar putea să avem un alt atentat împotriva lui Donald Trump. Eu aici mi-aș face probleme, care nu are legătură cu forțe străine, ci tot cu ura din societatea americană, care ne contaminează pe toți. Faptul că democrații și republicanii în America nu mai sunt competitori politici, ci dușmani politici, ceea ce nu este permis într-o democrație și cu atât mai puțin în prima democrație a lui.